Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, ediție specială, dezbaterea pe rovinari în această seară, așa cum vă anunțam de săptămâna trecută. Înainte de a vă prezenta invitații care au ales să participe în această seară, aș vrea să vă spun, fără să fac referire la nimeni în particular, generalizând după deja 3 încercări de dezbatere relativ eșuate, în sensul că în niciunul dintre orașele pe care noi am anunțat dezbateri, deși le-am anunțat din timp, candidații n-au venit toți. Cred că după 10 ani de experiență în campaniile electorale și în dezbaterile electorale, pot să spun cu pot să am o părere avizată cât de cât și să vă spun că în mod evident în această campanie pentru alegerile locale este un lot extrem de slab de candidați pe care eu sper ca și dumneavoastră să-i taxați la vot. Nu au avut curajul să vină în fața dumneavoastră, mulți dintre ei, și vă spun pentru că știu realități din interiorul partidului, discuții din interiorul partidelor, pentru că le e teamă să nu se facă de râs, să nu vă dați seama că nu știu să vorbească corect, nu știu să răspundă întrebărilor privind legislația, nu au proiecte viabile pentru comunitățile în care candidează. Așadar, preferă să nu vină la dezbatere, aleg emisiunile de promovare acolo unde întrebările și intervenția moderatorului este limitată de lege, pentru că își doresc doar să se laude, să fie, să pară ceea ce nu sunt. Așadar, atenție mare atunci când puneți ștampila pe un candidat, indiferent de localitate, pentru că mulți dintre ei au mari carențe în ceea ce privește bagajul de cunoștințe și bunele intenții cu privire la localitățile în care candidează. Spuneam asta la modul general, sunt foarte mulți candidați care intră în această categorie. Dumneavoastră știți că în săptămânile trecute, la ora adevărului, a fost o rubrică de final în care puneam întrebări din legislație și cultură generală. Chiar și aceea a trezit atât de mari orgolii și emoții în sufletele candidaților, încât la un moment dat între partide se pusese la cale un boicot al emisiunii. Nu vă faceți griji, suntem aici seară de seară, suntem și în seara asta alături de dumneavoastră. Vă enumăr la și serii, pentru că așa am denumit în fiecare seară. Este vorba de reprezentantul Partidului Național Liberal, Laurențiu Chivu. Liberalii au ca strategie de campanie săptămâna asta, pentru că sunt sigur că vor câștiga alegerile, să stea la televizor cu floricelele în brațe și să urmărească dezbaterile dintre cei care ies la bătaie. Nu știu de unde vine această siguranță. Vorbim despre candidatul ALDE și el favorit, unul dintre favoriții pentru primăria Rovinari, domnul Filip, și dânsul confirmase prezența în această seară la emisiune, ca și domnul Chivu de altfel. Ne referim la candidatul de la PRM, la candidatul de la UNPR și ei confirmaseră prezența în această seară. Rămânem în dezbatere cu Eugeniu Staicu, candidat PSD Gorj la primăria Rovinari. Bună seara! Sărbuna, doamna Gângeoveanu, îi salutăm cu respect pe telespectatorii dumneavoastră, în special pe cei din Rovinari. Și Nelu Alinduță, candidatul PRU Gorj la primăria Rovinari. Bună seara! Sărbuna, bine v-am găsit și transmitem de asemenea salutări concetățenilor noștri rovinare, în care duminică îi așteptăm la vot. Vă felicit pentru curajul de a fi în această seară la dezbatere. Întrebarea mea primă este: cum comentați lipsa colegilor contracandidaților dumneavoastră în contextul în care înțeleg că astăzi la Rovinari este o bătălie a ziarelor? Mai mulți candidați din Rovinari au împărțit și urmează să împartă niște ziare cu un conținut mai, nu știu, mai virulent, mai așa, virulent, da. Și temându-se de un război la televizor au ales să nu participe. Vă rog. Da, deci astăzi în Rovinari a apărut un ziar al candidatului UNPR la primăria Rovinari și, spre surprinderea mea, cu toate că de-a lungul timpului a fost un apropiat al domnului primar Filip, fiind preferat pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație la spital în toți acești ani, a venit cu niște acuze, nu știu dacă era în măsură dumnealui să le facă sau nu, erau organe abilitate care au verificat în ultimii 12 ani activitatea primăriei Rovinari, Curtea de Conturi a fost în nenumărate rânduri, a fost chiar și acum o lună de zile a părăsit primăria Rovinari, și atunci, dacă erau nereguli, Curtea de Conturi s-a sesizat, dar probabil că teama de a apărea în confruntare directă reprezentantul UNPR-ului cu cel de la ALDE, au preferat să dea colțul, să dea colțul și să nu participe la emisiune. Este regretabil că ne doream
o confruntare, o dispută, o luptă de idei. De altfel, eu ca și candidat la primărie din partea Partidului Social Democrat am impus o campanie electorală decentă, cu o dispută de programe. Chiar ne-am salutat întâlnindu-le pe stradă și cu domnul Duță, și cu domnul Filip, și cu domnul Chibu. Mi se pare o treabă elegantă, să ne respectăm, pentru că de luni... Există viață și după alegeri. Există viață și după alegeri, este citatul meu pe care și l-au însușit toți colegii, și ne vom întâlni să lucrăm în folosul cetățeanului și vă dați seama că ne vom jena în momentul în care astăzi facem acuze și după aceea va trebui să dăm mâna și să lucrăm în folosul cetățeanului. Domnule Duță, cum comentați? Cred că dumneavoastră, prin expresia de ați spus-o la început, ați acoperit în totalitate lașitatea acestor contracandidați ai noștri. De asemenea, cum și domnul Staicu a spus, probabil le e frică să iese la o luptă decentă, că toată campania și a Partidului România Unită și a mea personal s-a bazat doar pe discuții, pe proiecte, pe lucruri de bun simț, fără atacuri la persoană, fiindcă nu avem niciun interes să atacăm o persoană sau alta. Moment în care, dacă, cum prezentați la început, cum spunea și domnul Staicu, de referitor la apariția acelui ziar, dacă sunt nereguli undeva, sunt organe competente care vor cerceta acele lucruri. Nu trebuie noi să ne dăm cu părerea în public că X sau Y au făcut diverse fapte care au I sau nu au I penal. Bun, o să vă rog să punctăm câteva dintre lucrurile apărute în spațiu public înainte de a vă invita să extrageți câte un bilețel cu tema pe care vom dezbate în prima parte a emisiunii. Dar înainte de asta aș vrea să vă mai adresez o întrebare comună amândorora. Spuneți-mi cum comentați aceste speculații cu privire la înțelegerile dintre candidații de la Rovinar. Se fac tot felul de scenarii cu privire la cine cu cine s-ar fi înțeles în detrimentul cui. Acum toate lucrurile astea nu știu în ce măsură influențează electoratul, în ce măsură influențează pe oameni, dar tot auzind scenarii din astea zi de zi, mă gândesc că și rovinărenii tind să creadă în poveștile astea, care poate nici nu sunt povești. N-ar fi prima dată când se fac înțelegeri. Vă rog, domnule Staicu. Țin să vă informez, chiar m-am pregătit pentru această emisiune și am luat cu mine, am în geantă o Biblie pe care vreau să jur, alături de, mă pregătisem să fim cinci, că nu am făcut înțelegere cu nimeni și în momentul în care m-am înscris în această competiție, m-am înscris ca să o câștig. De fapt, foarte mult timp, eu m-am înscris mai târziu în competiția pentru primăria orașului Rovinari și foarte mult timp mi-a trebuit să demontez această afirmație, precum că aș candida să fac jocurile unui anumit candidat. Deci, în întâlnirile mele cu electoratul, deci am ținut să fac această precizare, că deci am o vârstă, sunt un om serios, fac politică locală de peste 20 de ani și nu am venit să fac jocurile nimănui. De-a lungul timpului, poate, am avut anumite strategii și chiar făceam o trimitere la niște ședințe, în sfârșit, la PNL, unde am activat până acum vreo două luni de zile, în care le spuneam, domnilor, vreți să câștigăm primăria orașului Rovinari cu o majoritate covârșitoare? Și atunci a venit să le fac niște propuneri care câștigam poate un 10-11 candidați, ieșeam în fața electoratului și le spuneam ce avem de făcut cu o echipă pe care o anunțam de la început, fiecare pentru ce candidează, primar, viceprimar și toate cele, director de servicii și toate cele, și atunci ar fi fost. Probabil că s-a înțeles, chiar am ieșit și în spațiu public, am dat și niște interviuri la anumite posturi de radio pentru acest lucru, dar știți cum e, politica este o leacă mai delicată, este și arta compromisului, de a face și anumite compromisuri și de-a lungul timpului trebuie să te mai și reorientezi și atunci, înscriindu-mă această competiție, având în spate un partid serios cum este Partidul Social Democrat, suntem convinși că o vom și câștiga. Vă rog. Venisem pe drum venind la emisiune, chiar mi-am notat câteva cuvinte, vreau să transmit un mesaj, vrând să transmit un mesaj
votanților care au ales să încline spre Partidul România Unită și să-i asigur că nu am făcut niciun fel de înțelegere cu absolut niciun contracandidat. Fiindcă s-a auzit, a ieșit în spațiu public, am fost cumpărat chiar financiar de către unul din contracandidați cu o sumă de bani, nu este adevărat, deci am curaj să privesc pe oricine în noci și să spun acest lucru. Apoi că aș fi avut o altă înțelegere cu alt contracandidat care mi-ar fi oferit o funcție inferioară, dar având în vedere că noi am plecat la o luptă și ca președinte de organizație nu pot să plec să mă lupt pentru locul 2 niciodată. Tot timpul voi lupta pentru primul loc, dacă cetățenii vor hotărâi acest lucru, rămâne de văzut duminică. Deci vreau să asigur absolut toți cetățenii orașului și simpatizanții și votanții mei care duminică vor vota Partidul România Unită, că nu am făcut niciun fel de înțelegere, nu am fost cumpărat de absolut nimeni. V-am spus, s-a auzit la un moment dat zvon că mi s-ar fi oferit o sumă de bani. Destul de consistent. Deci nu vă asumați ce spuneți și bine că până la urmă lucrurile astea în general după alegeri se... Eu vreau să spun că... Se ies la suprafață. Nu pot să ies la suprafață nici după alegeri. Adică știți de ce? Suntem mai mulți candidați și... În sfârșit, făcând niște calcule electorale, Rovinarea are cam în jur de 11.000 de locuitori, votează cam 5.600, sunt cam în jur de 9 candidați, voturile se vor dispersa, se vor împărți, într-adevăr, se vor câștiga alegerile cu 1.600-1.700 de voturi, va fi câștigător, ceea ce nu este reprezentativ, adică să iei 15% din numărul de voturi al populației și să fii primar, dar asta este legea, avantajează primarii în funcție și atunci vor avea câștigătorul, să zicem, va avea un maxim 6 consilieri, ceilalți 2, să zicem, un 4-5 și atunci vă dați seama că să formeze o majoritate este o treabă foarte delicată, pentru că un primar, ca să poată să-și ducă la îndeplinire proiectele și să-și atingă obiectivele pe care le-a promis în campanie, trebuie să atragă de partea lui niște consilieri. Și atunci asta nu înseamnă... Aici vor începe negocierile, vor începe discuțiile, bineînțeles, nu vor fi negocieri și asta înseamnă, spre exemplu, anumite cazuri că voi câștiga alegerile, să zicem un 6-7 consilieri, va trebui să pun viceprimarul. Viceprimarul pentru viceprimar îți trebuie 2/3, îți trebuie 12 voturi și atunci trebuie să negociezi cu o altă formațiune politică o majoritate în Consiliu. Asta nu înseamnă că ai avut înțelegeri de la început. Deci faci niște jocuri pentru comunitatea locală. Bun. O să vă rog să extrageți din bolul tradițional românesc câte o primă temă de dezbatere în această seară. Vă rog și pe dumneavoastră, domnule Duță, le arătați la cameră. Economie, tineri și copii. Cine vrea să înceapă? Lăsăm pe domnul Stoicu, fiind mai în vârstă și... Da. În programul meu electoral, deci o atenție deosebită, o acord tinerilor. Ei sunt viitorul unei generații și trebuie să ne ocupăm în mod special de ei. În cadrul activității Casei de Cultură a orașului Rovinari, la toate manifestările culturale, artistice și sportive, tinerii și în special copiii prezintă niște spectacole, participă la toate evenimentele. Spre exemplu, în cursul lunii ianuarie a fost ziua Eminescu, după aceea în februarie a fost ziua Brâncuș, un spectacol extraordinar la grădinița numărul 1, unde copiii au recitat niște poezii și au făcut chiar o masă rotundă cu o coloană pe care își pregăteau să o sculpteze și sunt în atenția noastră, chiar făceam referire la faptul că la toate zilele orașului, festivalul Berii și toate cele, 3-4 ore din spectacole, din scenele care sunt montate pe bulevardul frumos al orașului Rovinare, acești tineri copii ne prezintă și ne încântă cu privirea și cu programul lor artistic și mi-am propus ca să investim, spre exemplu, în Casa de Cultură a orașului, să cumpărăm rechizită,
constând în costume naționale, ca să nu fie obligați bieții copii să vină cu costumele de acasă și atunci la fiecare spectacol să le oferim aceste echipamente. De asemenea, ne-am propus să investim în școlile populare de artă bani, pentru că la marea majoritate a manifestărilor de acolo aduceam niște artiști, să zicem, maneliști sau mai puțin maneliști, cărora le ofeream sume consistente de 3-4 mii de euro, în condițiile în care copiii care ne încântau la acele spectacole nu le acordam nici măcar o atenție, nici măcar un sandwich. De asemenea, vrem să investim în grădinițe, în sensul că aici sau dotările, spre exemplu, de la grădinițe, am un nepoțel care anul ăsta pleacă la grupa 0 și vă spun sincer că a trebuit să mă implic personal ca să schimb mobilierul de la grădiniță. Ori nu mi se pare normal. Comunitatea locală trebuie să analizeze grădinițele, creșele, școlile și toate cele ca să creăm niște condiții pentru Bun. Acești tineri și copii. Domnule Duță, spuneți-mi dacă din ce spune domnul Staicu sunt lucruri care nu se pot face sau le vedeți realizabile proiectele domnului Staicu pe acest domeniu, tineri și copii? Pe acest domeniu, proiectele prezentate de contracandidat sunt realizabile, sunt de bun simț, nu sunt duse într-o zonă de fantastic, de ceva fabulos care nu se poate face. Faptul că, după cum contracandidatul spunea, că s-a implicat fiecare din noi, ca și ca părinți, ca bunici, toți dăm o mână de ajutor acestor locații, de tineri și implicit prin Consiliul Local, prin hotărâri de luăm, deci sunt lucruri realizabile și, v-am spus, de bun simț. E ceva ce dumneavoastră ați propune în plus pentru tineri și copii? Eu în programul meu la un moment dat am adăugat mărirea la creșa grădința cu program prelungit și ăsta, chiar construirea încă o creșă, având în vedere că în România sunt foarte mulți copii nou născuți și părinții și așa vitrigit de locurile de muncă vor să și le păstreze și au șansa, să le creăm șansa să ducă copilul undeva până la ora 4 când ei vin de la program și poate să-și ia copilul să-și crească în continuare. Aș mai adăuga, deci chiar mergând pe stradă, mă întâlneam cu tineri mai dezvoltați așa și întrebam copiii votați? Nu, n-aveam 18 ani și atunci în programul Partidului Social Democrat să știți că atunci când veți face vârsta de 18 ani veți fi invitat trimestrial în cadrul unei ședințe de Consiliu unde vi se va oferi o diplomă de cetățean cu drepturi depline, un plic și o sumă pe care o voi propune Consiliului Local ca să le aprobe. Deci, de asemenea, tot pentru tineri, am venit cu un program de achiziționare de terenuri în jurul orașului Rovinari, să facem un cartier rezidențial de locuințe, pentru că sunt foarte mulți tineri care pleacă afară și vin de acolo cu sume de bani și le oferim posibilitatea să intrăm într-un parteneriat public-privat, primăria să le pună la dispoziție terenul, iar ei să-și dezvolte, să-și facă o casă, poate undeva la parter să-și dezvolte o afacere comercială, creind câteva 4-5 locuri de muncă, pentru că dacă, cum știm, păreașele mici fac fluviile mari. 4 colo, 5 colo și așa mai departe și așa reușim să îi aducem pe tineri acasă, pentru că este foarte greu. Spun oamenii cu care mă întâlnesc, m-am întâlnit. E o problemă asta și la Rovinari, ca peste tot, faptul că sunt mulți tineri plecați la muncă în străinătate, sunt familii dezbinate, știu că filmam la un moment dat foarte multe cazuri sociale în Rovinari, de familii care își lasă copiii cu bunicii, cu prietenii și pleacă să muncească în străinătate. Și într-adevăr asta e o problemă foarte gravă care își va arăta consecințele abia peste câțiva ani. O să vă dau posibilitatea, domnule Duță, să ne expuneți tema de pe bilețelul pe care l-ați extras. Dar înainte de asta, pentru că mai puțin până la publicitate și n-aș vrea să vă întrerup, din cancanurile sau nici cancanurile, din știrile apărute în zona Rovinari, sunt câteva care au darul de a îngrijora opinia publică. V-aș întreba dacă
credeți în posibilitatea în care fostul viceprimar Laurențiu Chivu și-ar fi însușit din materialele de construcție de la niște lucrări? Sunt niște materiale de presă apărute cu fotografii ale unor astfel de materiale la dumnealui în curte, deși fusese spusese șefului de partid că va prezenta o factură, nici până acum, că suntem iată la final de campanie, nimeni nu a văzut acea factură care să justifice proveniența acelor materiale de construcție. Foarte scurt, pentru că trebuie să luăm publicitate. Da, este adevărat. Chiar îi reproșeam într-o zi, m-am întâlnit cu dumneavoastră pe stradă și am spus că a fost obraznic la o emisiune de televiziune și am reproșat, da, și dumneavoastră ați făcut afirmația că am luat niște pavele. Deci nu, la nivelul orașului Rovinari, în momentul în care a luat acele pavele, bine, într-adevăr, erau din demolare. Ajungeau și așa, ajungeau la groapa de gunoi. Nu știu, cred că poate s-a exagerat puțin, dar fapta în sine este... Deci nu erau niște pavele noi, erau unele vechi. Pavele, erau cele care se scosaseră și aveau destinația să ducă la groapa de gunoi și veneau cetățenii cu cărucioarele să ia aceste pavele și să le ducă la cotețele de păsări, așa mai departe. Și nu venind Chivul, nu l-au mai lăsat a doua oară să mai ia acele pavele și... Bineînțeles că a fost un telefon la poliția comunitară, da, la poliția comunitară. Deci, orașul Rovinari fiind mic, adică noi cunoaștem toate aceste probleme, dar cred că s-a exagerat aleacă cu ele, în sensul domnule că... N-am cunoștință de acest lucru referitor, cum spune domnul Staicu, că s-a luat de acolo. Într-adevăr, dacă s-au făcut recauri la niște alei, într-adevăr, cetățenii, cel puțin în lotul 8, zona Iesuri, în care s-au schimbat, cetățenii și-au luat, dar cu știința constructorului, cum spune și domnul Saic, într-adevăr, acele pavele se duceau la groapa de gunoi. Știu că noi, ACS-ul, eu fiind angajat al ACS-ului, am făcut multă curățenie după astfel de lucrări și ducând rezidurile materiale în zona gropii de gunoi. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu tema economie la Rovinari, să vedem ce-o fi și pe acest domeniu, ce s-ar putea face în zonă. Rămâneți cu noi. Revenim, vă amintesc, discutăm despre situația de la Rovinari cu Nelu Alinduță, candidatul PRU Gorj la primăria Rovinari, și Eugeniu Staicu, candidat PSD Gorj la primăria Rovinari. Domnule Duță, spuneți-mi care sunt proiectele dumneavoastră din punct de vedere economic. Ce soluții credeți că aveți pentru economia orașului Rovinari? Vă rog. Având în vedere că tot ce înseamnă economie la Rovinari se bazează în măsura cea mai mare pe termocentrală, pe energie electrică și pe cărbune, multe, ca primărie, ce am putea face decât să le creăm facilitățile pe care le putem să fiscale sau de alt gen, pe care putem să le creăm acestui colos să mențină locurile de muncă și să se mențină în funcțiune acest colos. Pe partea cealaltă vom încuraja foarte mult, în special oamenii de afaceri, oamenii care produc locuri de muncă și care produc plus valoare în economia orașului. Ne-am gândit pentru a atrage ceva investitori să o achiziționăm niște terenuri pe care să le punem la dispoziția acestora. A mai fost o tentativă de cumpărare a acestor terenuri, am înțeles că nu s-a ajuns, ne făcând parte noi consiliere din Comisia de Evaluare, am înțeles că nu s-a ajuns la un preț care să fie rezonabil pentru primărie. Sper că pe viitor noi, eu ca primar, să pot să-mi fructific acest lucru și să achiziționez niște terenuri. Chiar în urmă cu câteva zile purtam o discuție cu un investitor care vrea să investească în zonă, un tânăr care a spus: eu am lucrat pe afară și vreau să-mi dezvolt o zonă cu solari. Foarte bună. Orice idee și, cum am mai spus, respectivul îmi spunea că creează un număr de 20-30, între 20 și 30 de locuri de muncă. M-a încântat ideea lui. A spus că în momentul câștigării acestor la rege și voi fi primar, am să-l ajut cu tot ce depinde de administrația locală.
punându-și câteva condiții pe care o să le detaliem în momentul respectiv când ajungem în acest lucru. În programul Partidului Social Democrat avem în vedere înființarea unui parc industrial în zona orașului Rovinari, ca agenții economici care vin să investească în zonă, să beneficieze de facilitățile reducerilor de impozite și toate facilitățile pe care le impune un parc industrial. Și de asemenea și în programul nostru aveam confecționarea unei sere, generat de faptul că agentul termic, deci îl luăm foarte ieftin, îl luăm prin compensare de la termocentrala Rovinari și în imediata vecinătate ne propuneam să ne facem florile pentru orașul nostru ca să nu mai trebuiască să le cumpărăm și de ce nu să dezvoltăm, pentru că în anii 75, să nu uităm, în jurul Craiovei, deci erau serile de la Ișalnița, care erau cele mai mari sere din Europa. În Europa, deci iată ce poți să faci, pentru că agentul termic, deci el reciclându-l, deci de multe ori ajunge în jiu și este păcat să irosim această resursă pe care o avem și să nu o fructificăm și pentru locuitorii orașului Rovinari. Am rezolvat și problema șomajului. La ora actuală, deci în Rovinari avem 277 de șomeri, dintre care 188 sunt femei și locurile de muncă către solarii vor fi în special destinate către partea feminină, 40-50, depinde poate chiar mai multe, deci vom rezolva și o parte din o problemă a șomajului. O să vă rog să extrageți o altă temă de discuție, pentru că tot sunteți aici și profit de prezența dumneavoastră. Poate mi explicați cum e și cu grupul de interese semnat de unii dintre consilierii de la Rovinari. Apropo de grupuri de interese, că tocmai arătați biletele la cameră, că mi se pare foarte amuzant, da? Învățământ și grupuri de interese, următoarele teme de dezbatere. Și înainte să discutăm despre grupurile de interese, altele decât acel grup de interese, da, cum este, e cu el? Mi se pare ca niște consilieri să semneze și să formeze un grup de interese cu acele prevederi, nici nu le mai reluăm, L-am și comentat la un post de radio, chiar mi-am revizuit agenda anului 2004, aflasem de acel grup de interese, s-au zis niște zvonuri și chiar l-am interpelat pe primarul Filip de la vremea respectivă și am spus că atunci acel grup de interese se constituise pentru a-l demite pe viceprimar Iordache la vremea aceea și i-am spus că astăzi este rândul viceprimarului, mâine poate este rândul primarului ca să-l condiționeze, să acorde anumite lucrări, pentru că am văzut ce spuneau, că se vor împărți beneficiile, o dă domnul Barbu, o dă la întors, că vezi, doamnele, egalitate și așa mai departe. Noi intrăm în amănunte, noi, orășelul fiind mic, cunoaștem foarte multe. Eu, chiar un cetățean de la vremea respectivă, a venit la mine și mi-a spus, domnilor, m-au condiționat ca să-mi dea o concesiune cu suma de 5.000 de lei, deci 50 de milioane i-au luat cetățeanului. Deci omul s-a adresat Consiliului Local să îi se pună la dispoziție un teren, să-și dezvolte și el o afacere și a fost condiționat să le dea la Comisia de Urbanism suma de 5.000 de lei, deci 50 de milioane. Nu intrăm în amănunte, dar dacă se vor sesiza organele abilitate ale legii, deci vom face dezvăluirile ceea ce este mai... Deci aveți cunoștință că acest grup a cerut o șpagă? Absolut, absolut. Adică e domnul respectiv, deci de mai multe ori a venit la mine și mi-a spus, domnilor, am fost condiționat ca să obțin acest spațiu de această sumă. Deci, bun, și de ce? Există și partea finală. Știind lucrul ăsta, de ce persoana respectivă nu a sesizat organele de anchetă? Sau dumneavoastră, care a fost ideea? Nu știu, deci la vremea respectivă, probabil că omul de teama de a nu pierde o afacere, pentru că era venea deja, avea o afacere pe raza orașului Rovinari și trebuia să iese cu ea către centură. Și atunci probabil că omul, în ideea de a nu, pentru că el trebuia să fie denunțătorul, pentru că
el venind la mine, făcând decât această afirmație, pentru mine nu era verificată. Dar treaba mai gravă este, demiterea viceprimarului Iordache s-a făcut în afara legii. A existat o acțiune în instanță, viceprimarul Iordache a câștigat și a fost obligată primăria să plătească 50 de lei pe zi până la punerea în aplicare a hotărârii de reangajare a lui. S-a creat un prejudiciu, deci avem și un prejudiciu creat de 50.000 de lei, de 500 de milioane pe vremea aceea, deci acest grup de interese care au semnat acel document au produs și o pagubă Consiliului Local, acea sumă nefiind recuperată nici la ora actuală. Și de ce? Pentru că, știți cum e ușor să cunoști legea 215, adică e exact spuneți ca și dumneavoastră, da. E ca și un muzician care este suficient să știe notele și să creadă că deja cunoaște muzică. Deci nu, legea 215 e atât de vastă și atât de complexă încât vă spuneam că trebuie să-i aducem îmbunătățire, adică și prin experiența noastră lucrând în administrație locală. Bun. De ce n-a putut să impute Curtea de Conturi? Doi consilieri au părăsit lucrările ședinței și au rămas în sală, votul fiind secret, unul a votat din cei 17, unul a votat împotrivă. Curtea de Conturi n-a putut să descopere împotriva, cine a fost votul împotrivă. În spatele acelui vot împotrivă, se ascunde fiecare din cei 17 și atunci n-a putut să stabilească răspunderea. V-a întrebat vreodată vreun organ de anchetă penală despre lucrurile astea? Nu. Sunteți dispus să răspundeți? Absolut și bănuiesc că și cetățeanul, cel care mi-a făcut această afirmație, cel cu cei 50.000 de lei, e clar, problema că sunt înregistrați în contabilitate, că nu-i singura. De altfel, nu-i singura care sunt hotărâri foarte grave. Legat de grupul de interese format din consilieri. Intenționați, aveți un proiect din ăsta? A fost de succes cât din 2004 și iată că aflăm de el în 2016. A fost un grup sau din ce an e? 2004 da. Septembrie. Chiar am interpelat. Deci, un grup de interese de succes. Dacă a funcționat între 2004 și 2016 fără ca lumea să știe despre existența lui și fără ca organele de cercetare penale să vadă ce vizează acest grup de interese, a fost unul de succes, deci puteți repeta rețeta. La nivel de zvon în acea perioadă, eu lucrând în administrație locală, fiind angajat în primăria Rovinari, s-a auzit acest zvon. N-am cunoștință că ar fi făcut astfel de lucruri, cerând bani sau celelalte, cadouri sau altceva. Dar acel grup, la cât am citit și eu acum pe Facebook, pe asta, lista, cred eu, că s-a desființat odată cu plecarea din Consiliu a unor, asta e părerea mea personală. Unora dintre cei, unora din cei care făceau parte. Apoi, certându-se între ei, apoi unii s-au cununat pe alții, deci gândesc că acel grup de interese s-a oprit, gândesc că s-a oprit atunci, cu toate că doar un gând. Și cât de corect vi se pare demersul? Demersul de a face o astfel de organizație în interiorul unei organizații denumite Consiliul Local de lege? Nu e corect deloc acest lucru, dar dacă ei atât au putut să gândească în acel moment și s-au dus acolo ales de cetățeni să creeze acest grup, înseamnă că atât îi duce. Vom vota pentru sau vot împotrivă și beneficiile vor fi am citit în linie în mod egal între membrii grupului. Deci, membrii grupului, grav, da. Deci fără niciun fel de problemă. O să vă rog, domnule Duță, să expuneți primul pe tema pe care ați extras-o, învățământ, dacă nu mă știu. Învățământ. Partidul România Unită, ca și grupul meu de lucru și colegii mei consilieri, am adunat din zona învățământului câteva idei pe care ne le-au expus cei care lucrează acolo, pe care le-am expus în 3-4 puncte din capitolul educație. Vom susține în continuare reabilitarea și modernizarea spațiilor de învățământ, conservarea acestora unde sunt cazuri și avem cazuri școlii generale de la vârst care nu mai funcționează din lipsă de elevi și trebuie conservată ca toate investițiile de s-au făcut acolo să nu se ducă pe apa sâmbetei. Apoi ne-am gândit, v-am spus, ideile vin tot din cadrul celor care lucrează în învățământ, să le facilităm cumva
să-i motivăm cumva să vină să aleagă Rovinaru. De ce? Fiindcă Rovinaru, fiind un oraș mic, fiecare interpretează cum dorește acest lucru. În Rovinari, de-a lungul timpului, au fost diverse cazuri și sociale și legate de nerespectarea legii. Mă refer la scandaluri și astea. Și, deci foarte, foarte mult din învățământ au fost reticenți să vină. O să încercăm să îi motivăm cu diverse lucruri, cu diverse facilități. Apoi ne-am gândit, cum am spus și la, când am spus la tineri și copii în tema domnului Staicu, ne gândim să mărim capacitatea grădiniței cu program prelungit, să construim dacă nu putem să mărim creșa existentă, să construim alta nouă, că fondurile europene care trebuie să accesate neapărat și de noi din orașul Rovinari, sunt foarte, foarte darnice. Numai noi să fim capabili să le extragem. Am înțeles. Vă rog, domnule Staicu, puteți puncta pe acest subiect, dacă aveți lucruri cu care să-l contraziceți sau alte sugestii pentru a rezolva problema de învățământ. Experiența dânsului poate să ne zeze oricând. N-am venit să ne contrazicem, ci am venit să facem lucruri bune pentru concetățenii noștri. Într-adevăr, învățământul este piatra de temelie a unei societăți. Deci, având la bază cunoștințe solide, deci poți să izbutești în viață. Prin numirile pe care le vom face în consiliile de administrație de la școli, vom încerca să gestionăm în mod corespunzător banii pe care îi alocăm învățământului. Noi deja acordăm facilității profesorilor prin plata, prin suportarea navetei, iar în cadrul competențelor care devine Consiliul Local, putem să acordăm și anumite sume de bani și alte facilități, în sensul să le acordăm profesorilor pe care să-i stabilim în zona, locuințe și alte facilități. Să discutăm de la plata impoștilor, stă în competența Consiliului Local să facem asemenea lucruri. De asemenea, încercăm în cadrul politicii de creare a locuri de muncă, ca în cadrul politicii noastre economice a Partidului Social Democrat, să acordăm lucrările până în 100.000 de euro firmelor de interes local. Legea prevede, legea achizițiilor publice, și atunci vrem să dăm igienizarea spațiilor școlilor, care se face pe timpul vacanțelor de vară, să le dăm la niște firme locale care să angajeze, de fapt, în prima lună, după ce voi prelua mandatul de primar, voi face o ședință cu toți agenții economici, îi voi invita cu certificatele de înmatriculare și unde să-și declare obiectul de activitate, ca să știm unde intervenim pentru a crea facilități firmelor locale și să identificăm acele firme care pot să facă igienizarea, angajează oameni de la nivel local sau, de ce nu, în cadrul societății care există deja și unde Consiliul Local este acționarul unic, să venim cu o echipă de meseriași care să facă aceste igienizări. Am cunoștințe că și la 416 există niște băieți care se pricep foarte bine și atunci putem să gestionăm foarte bine banii pe care îi avem cu niște locuri de muncă locale și să creăm și probleme pentru învățământ. Centralele termice, spre exemplu, pe timp de iarnă, să introducem, ca să nu mai funcționeze în perioada de întrerupere, să nu mai funcționeze non-stop, ajungând, spre exemplu, ca să plătim la o sală de sport o sumă de 60.000 de lei agent termic, să încercăm să plătim, să încercăm să introducem niște antigel ca centrala să nu fie... Să nu existe riscul de îngheț și... Riscul de îngheț și să funcționeze două săptămâni și pe timpul vacanțelor. Putem să intervenim în actul de învățământ. Deci ziceți că sunt câteva locuri în care s-ar putea face și economie, plus că v-ați putea folosi mai bine de resursele deja existente. Deja existente. Grupuri de interese, domnule Staicu. Grupuri de interese locale, celălalt a fost... Da, știți de ce am adăugat? Că nu era inițial. Dar când am auzit discuțiile de la turceni, când am auzit discuțiile de la Motru, am considerat că este obligatoriu acest capitol, această temă de dezbatere, pentru că Turceniu este împărțit în niște zone dominate de grupuri de interese, la Motru este fix aceea situație și mi-e greu să cred că la Rovinari sunteți feriți.
de această practică. Nu, eu credeam că vă referiți la grupul de interese locale, adică la acele galuri. Nu. La grupul de fapt, nu sunt grupuri de interese, sunt grupuri de afaceri. Afaceri locale. Celelalte da. Interese. Da, da. Deci, mă refer la interese mai oculte, așa. Nu. Mai interese financiare, interese personale, transpartinice, cam pe acolo bat eu cu această temă. Știți cum e? Nu avem. Bine, asupra primarului, spre exemplu, în funcție, să fac și anumite presiuni. Și de ce să nu o recunoaștem că inclusiv consilierii de multe ori fac presiune asupra primarului pentru a încerca să obțină anumite favoruri. Colegul meu știe și știe și poziția mea în cadrul Consiliului, anumiți consilieri, deci nu urmăreau luarea de poziții, în sfârșit vot împotriva da. Acolo unde ni se plătea și nu aveau decât interesul să meargă iarna la munte și vara la mare în cadrul unor schimburi de experiență sau în cadrul unor perfecționări, dar între ghilimele, să le mai dăm dracu de perfecționări, în 4 ani de zile te perfecționezi de 8 ani, de înveți, vorba aia, termin facultatea, înveți administrație de la A la Z. Și atunci, deci, le-aș numi și pe aceste grupuri de interese. Sau, ce nu mi se pare în regulă, spre exemplu, să vină înainte de ședința de Consiliu Local, să te duci la primar, să-ți dea tema cum să votezi la anumite proiecte ale ordinii de zi și de ce să nu recunoaștem, colegul poate să confirme, de foarte multe ori am votat împotrivă și nu mi-e rușine să spun, și colegul a votat de foarte multe, am fost foarte puțin care am avut curajul să votăm împotrivă, dumnealui fiind consilier independent a avut curajul, am avut pe doctorul Golu, iar la fel, care în permanență a votat împotriva acolo unde nu i s-a părut în neregulă, și a mai fost și domnul Gigi Dănescu. Să ai curajul, mi se pare neregulă să vii, să ridici mâna, că așa ți-a spus șeful. Și chiar la un moment dat îmi reproșa administratorul public după vremea aceea că, domne, știi ceva, dumneavoastră ai un singur vot și să fii sănătos. Mi-a zis în sensul că, și am spus, domnule dragă, nu te supăra, aceasta este o ședință de Consiliu Local și inclusiv primarul participă ca invitat și îți convine sau nu îți convine, ești executivul, deci noi suntem legislativul și dacă această instituție ar realiza importanța ei ca atare, deci Consiliul Local este cel care hotărăște în ceea ce privește politicile de dezvoltare locală și primarul trebuie să poarte legătura ca să le aducă la îndeplinire. Deci Consiliul Local este o instituție foarte importantă, exact ca guvernată de grupuri de interese financiare. Sau de partid. Depășim momentul, aș mai face o adăugare, spre exemplu, făceam o trimitere la guvernele tehnocrate și guvernele politice. În ceea ce privește învățământul, spre exemplu, în momentul în care ai un guvern politic, ai parlamentarul de zonă, poți să-l determini să vii în structura planului de învățământ pentru grupul școlar industrial de la Rovinari, colegiul Gheorghe Tătărescu, și să formezi niște clase de lăcătuși și de sudori, pentru că noi, agenții economici, de foarte multe ori avem aceste probleme și trebuie să luăm legătura cu camerele de comerț pentru a perfecționa sau a califica la locul de muncă, lucru ceea ce ar face foarte mult și pentru colegiul, în sensul că ar produce forță de muncă calificată și, vă spun sincer, foarte căutată și foarte bine plătită. Deci un sudor... Vă rog, domnule Duță. Da. Legat de acest lucru, împreună cu domnul Staicu, suntem singurii care am reușit să trântim câteva proiecte de lege, care acei colegi care ascultau de ordinul partidului s-au lăsat. Am reușit să-i convingem că acele proiecte... Dar partidul nu ai grup de interese. Grupul de interese nu se poate crea decât în zona aia. Consider eu. De exemplu, ce grup de interese puteam realiza eu ca și consilier independent în zona respectivă. Am spus și subliniez, am fost singurii care am trântit câteva proiecte care nu ni s-a părut ok. Îmi dați niște exemple? De exemplu, un lucru minor, văzut de alții,
închirierea, țineți minte, acel teren de tenis pe care vroia să-l ia cineva pe 49 de ani și el să producă și nouă să ne plătească o redevență. Propunerea domnului Stoicu a fost... suntem de acord dacă îl îmbunătățește și vine în sprijinul copilului nostru care joacă tenis, dar să-l dăm pe 5 ani. Zic, domnul Stoicu, hai să fim mai indulgenți. Pe 10 ani, că pot omul face voi investiție și... Bine, pe 10 ani. N-au vrut. În final, ceilalți colegi n-au ridicat mâna și a căzut. A fost iar un proiect pe care în prima fază n-am fost de acord să dăm concesiunea la Penny, care dumneavoastră a susținut, motivând și noi ceilalți. Eu personal am spus că vine Penny, ne asigură 12 locuri de muncă. Da, așa este. 15 locuri de muncă, dar ne închide 12 societăți. Magazine care produc la scara blocului, produc și plătesc încă un salariu și familia respectivă trăiește destul de decent. Și am înțeles. Cu atât mai mult cu cât afecta acel teren care trebuie să-l atribuim, deci pe el a fost, era din domeniul public și a fost o investiție publică. Deci făcută o investiție care se numea Perdea de Protecție a Orașului Rovinar, unde de jur împrejurul orașului Rovinar se plantaseră niște salcâmbi, acei salcâmbi ajunsaseră la maturitate și a trebuit să desfințăm. Să desfințăm. De fapt, s-a făcut că nu s-a mai știut de acea lucrare, ca să o dai, ca să nu mai discutăm că peste calea ferată a fost cândva un parc acolo. Da, și un parc care s-a investit destui bani. S-a investit niște bani și după aceea acel teren a fost... A trebuit la legea 18, adică mai sunt și probleme. Domnilor, ținând cont de faptul că este restrânsă dezbaterea din această seară și că o să o finalizăm mai repede, o să vă rog să vă adresați reciproc întrebări vis-a-vis de această campanie. Singura regulă vizând aceste întrebări este că nu aveți voie să vă întrebați lucruri de natură personală. În rest, orice legat de proiecte, de campanie, de... nu știu, ce ați vrea să aflați unul despre celălalt la televizor, sunteți liberi să o faceți. Cine vrea să înceapă? Ce întrebare aveți pentru interlocutor? Ne cunoaștem atât de bine încât nu aș vrea să-l expun pe colegul meu la întrebări. Sunt convins că legislația în materie de administrație locală o cunoaște la fel de bine activând în cadrul Consiliului și nu văd rostul. Deci noi, ducându-ne o muncă de în această campanie electorală de a discuta de la om deci la om... Deci nu aveți să ne întrebați nimic de asta, domnule Duță, vreți să ne întrebați? Bun, atunci vă întreb eu, da? Absolut. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, și o să vă rog să răspundeți foarte scurt, este cum veți gestiona problema șomajului în Rovinari. Nu aveți alternative la complexul energetic Oltenia, așa cum spuneați și recunoșteați și dumneavoastră, sunt foarte puține alte zone care se fac angajări, sunt extrem de limitate. Complexul energetic Oltenia traversează o perioadă foarte proastă, indiferent care va fi evoluția complexului energetic Oltenia, riscul restructurărilor există întotdeauna, plus că mineritul are o durată de viață, cum să spun, limitată. Și atunci o să vă rog pe fiecare să punctați într-un minut care vă sunt planurile cu privire la rezolvarea acestei chestiuni a șomajului. Domnule Duță, începeți dumneavoastră. Deci, am mai relatat mai devreme, crearea locurilor de muncă prin facilitățile pe care le vom acorda investitorilor și local și cei care... Păi tocmai ne-a spus că n-ați lăsat un penny acolo, care era un investitor. Nu, am spus că nu l-am lăsat. A venit, în genul, s-a finalizat. Am înțeles. Înțelegeți? Bun. Dar noi trebuia să protejăm și pe cei 15, 12... De pe plan local. De pe am plan înțeles. Local. Înțelegeți? Și v-am spus, planul nostru e să creăm de asemenea, cum și colegul de platou a spus, în zona, prin societatea noastră a Consiliului Local, să vrem să creăm niște locuri de muncă la niște sere pe care în prima fază noi le-am gestionat sub formă de solari în perioada 2004, 2001, 2002 de la serviciul public până în 2009. Asta câte locuri de muncă ar mai însemna? După calculele noastre ne vom duce cu... Dacă am luat spațiile verzi de la societate și le-am face un serviciu în cadrul lor sau o altă societate acționară, majoritar fiind Consiliul Local, în jur de 40 de locuri de muncă consider că le-am creat, plus faptul că vom angaja parte feminină care
v-am spus, e cea mai oropsită privind locurile de muncă, dar gândul nostru e ca să ajutăm femeile care mai au 3-4 ani până la pensie și care încă nu-și găsesc un loc de muncă, n-au de plină cotizație ca să poată să iau o pensie cât de mică de la stat, cotizând... Da, mai sunt și cele disponibilizate de la Amimprest, mă rog. Completând parcurile industriale, achiziția de terenuri, deci în parteneriat public-privat cu investitorii care vin să facă, spre exemplu, dacă aveam foarte mult de-a lungul timpului, au venit, dar neavând orașul Rovinari, neavând teren la dispoziție care să le pună, deci probabil că de aceea au și plecat. Achiziția, acordarea conform legii 34 a tuturor lucrărilor de interes local până la 100.000 de euro, numai firmelor locale pe care le identificăm, igienizarea școlilor, termopane, au fost o mulțime care s-au pus la școlile generale, la liceu, la grădinițe și așa mai departe. Cum v-am zis, păriașele mici fac fluile mari, igienizarea subsolurilor, care este o prioritate a numărul 1, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, igienizarea subsolurilor, creează niște locuri de muncă pe care, sincer, în situația în care voi ajunge edil, poate prioritatea numărul 1 va fi să angajez un 20 de oameni care să le dau atribuțiuni, program de lucru pe zone, vitanje, mașina pompierilor, racordurile, identificarea rețelei de canalizare și acolo unde permite, scurgerile permit, un salariu atractiv de 1.500-2.000, pentru că, vă dați seama, vor lucra în niște condiții mizerabile, încât într-o perioadă foarte scurtă, de niciun an de zile, să rezolvăm problema subsolurilor care... Destul, am văzut fotografii de acolo, m-ați convins. Suntem la final, o să vă rog pe fiecare să adresați câte un mesaj. Domnule Duță, camera dumneavoastră este acolo. Adresați un mesaj alegătorilor din Rovinari, care să fie valabil și pentru astă seară, dar și pentru data de 5 iunie. Cum și în mesajul de mai devreme transmis alegătorilor, simpatizanților Partidului România Unită, vreau să-i asigur în continuare de corectitudinea mea, de lucrurile bine intenționate pe care eu și echipa mea vrem să le facem pentru oraș. Vreau să aibă încredere în continuare în mine, că n-am făcut niciun fel de înțelegere ocultă, cum dumneavoastră subliniați mai devreme, și îndemnul meu e ca duminică să iese la vot absolut toți cetățenii, indiferent ce ofertă, ce opțiune politică are. Îi aștept cu drag la vot și dacă noi vom fi câștigători, ne vom bucura. Voi fi primarul tuturor cetățenilor orașului, indiferent de opțiunea politică care a avut-o, și împreună vom crea, cum și logo-ul meu este, un oraș de nota 10. Vă mulțumesc, domnule Duță, pentru prezență și pentru acest mesaj. Domnule Staicu, vă rog, camera dumneavoastră este acolo, la Paul vă face cu mâna, priviți pe oameni din loc și adresați-le un mesaj. Dragii mei rovinăreni, candidatul la primăria orașului Rovinari, Eugeniu Staicu, omul care muncește și trăiește alături de dumneavoastră de 33 de ani, cu respect și considerație, vă invită să profitați cu mic, cu mare și să vă prezentați la vot, pentru că este dreptul dumneavoastră și dumneavoastră vă stabiliți soarta localității pentru următorii 4 ani. Votați valoarea și experiența, votați lista de candidați a Partidului Social Democrat, votați lista de candidați la Consiliul Județean a Partidului Social Democrat pentru a forma o majoritate, pentru a nu mai fi nevoiți să negocieze postul de președinte al Consiliului Județean și celelalte posturi de viceprimar. Vă așteptăm cu drag la vot. Vrem să lăsăm în urma noastră un oraș modern, un oraș curat, de care să se bucure copiii și nepoții noștri. Vă mulțumesc și de asta, domnule Staicu, pentru prezența în această seară. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun următoarele, că mâine de la 20 vom începe dezbaterea pe Târgu Jiu cu cei care vor alege să vină dintre candidații de la Târgu Jiu. Am invitat majoritatea celor care s-au înscris în această cursă și tot mâine, deci această dezbatere pe Târgu Jiu se va desfășura între 20 și 21.30, după care imediat va începe dezbaterea pe Consiliul Județean, pentru că vineri dimineața la 7 campania electorală
electorală pe televiziuni se termină și nu vom avea posibilitatea să realizăm dezbateri în ziua de vineri, sâmbătă și duminică exclus. Așadar, mâine, de la ora 20, dezbatere pe Târgu Jiu. Îi așteptăm pe toți cei care candidează la Târgu Jiu să ni se alăture pentru o dezbatere cât mai elocventă pentru dumneavoastră. Și imediat, la 21:30, rămânem în dezbatere pentru Gorj. Încă o oră și jumătate. Rămâneți în continuare cu TV Sud. O seară bună vă doresc. La revedere!